ce stai cu aia în mână? Cum adică e lampa? Da, robă, trebuie să-l ai cu tine mereu când mergi în pădurile astea străine. Ce păduri străine, bă, suntem acasă, vine moșul! Ce acasă, bă, omule? Tu știi unde suntem aici? Acasă! Asta e noua noastră casă, am plătit-o. Am luat-o cu sandvișuri. Bă, tu nu ești în regulă astăzi, în apele tale, cred că nu ești la... Bă, tu nu ești în regulă. Unde sunt cizmele? Unde sunt cizmele? Ce cizme, bă? Încet, spune Moș Nicolae, ție dulciurile. Păi de-aia suntem aici, bă. Ca să poți să-ți demonstrezi că Moș Nicolae e un impostor, bă. E un impostor care Bă, tu ține... ești impostorul. Să vezi ce impostor, îți dau cu lampadarul ăsta în camă. Tași, bă, puțin, mă, și lasă-mă să vorbesc. Moș Bă. Nicolae. Am zis să tași puțin. Taci, bă, odată. Poate vă iau la bătaie pe amândoi. Ce moș, adică nu există. Mai repet odată. Moș Nicolae este un impostor care doar intră în casele noastre. La 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 la, nu se aude, nu se aude. Bă, cum adică impostor? Intră în casele noastre ca să ne fure. Ne fură din case și se preface că ne lasă prăjiturele. Îți fură ție creierul. Voi nu cunoașteți legendele. Ce legende? Se spune că Moș Nicolae nu este el ceea ce pare, ci este Ughi Ughi. Bă, hai bă, lasă pe asta, mă, bă. Tu te-ai uitat prea mult la Ughi Ughi în ultima vreme. Acum tot e Ughi Ughi. Uite-te la focul ăsta de când se stinge Ughi Ughi. Wow! N-are nicio scăpare, eu zic că pe el l-aruncăm. Deci Moș Nicolae este un bătrânel simpatic, un bătrânel care e normal. Dar dacă te uiți la el, efectiv se transformă deodată într-un monstru urât. Deci, băieți, doar trebuie să lăsăm ciubotele ca să pună dulciuri în ele și atâta. Nu trebuie să-l vedem. Fiindcă dacă-l vedem, îți fură sufletul. Vezi? Da, exact. Deci trebuie doar să ne punem cizmele. Așa că tu tai cu minte și culcă-te. Tony, n-ai zis bine. Închidem ochii, da? El o să vină tiptil așa cu piciorușile alea lui. Și când vine, sar pe el, îl iei de gât, îl dobori pe moșneagul ăla jos. Îi cade așa capul într-o parte. Îl luăm, îl omorâm și furăm toate bomboanele. Mi le dați mie să le mănânc în fața voastră. Și tu, Tony, îl omori ca să faci tu pușcării, mă înțelegi? Bă, Tu faci dacă te dai pușcărie jos și de omori acolo, bomboane. îți rup glezna. Și dacă nu vreau să mă dau jos, ce o să face? Acolo rămâi atunci. Nu-l te dăm jos. Uite cum am dat jos. A, deb. Când vine Moș Nicolae, ți-am spus, sar pe el și furăm sacul cu bomboane. Eu nu vreau să-l bat pe Moș Nicolae, că Moș Nicolae ne-a adus mereu dulciuri. La Bă, aia, Moș numai aia Nicolae e răi. un impostor, bă, Bă, tu ești este... un impostor, termină-mă cu toate, este destul la fel, Moș Nicolae e Moș Nicolae. Bă, îți dau cu lampadarul ăsta în cap, Moș Îi dau cu pumnul Nicolae. ăsta în cap. Da, ia să vezi, mă, ce-ți dau eu cu ăsta, că spar capul ăla al tău, bă. Hai Du să te te văd, ferici, hai, mă. vino Bă, încoace, mai. Moș Nicolae mereu mi-a adus nuia. Deci de fiecare dată m-a trezit cu un băț în papuci. Că ești prost și rău, da. Că sunt prost și rău, nu? Ia zi, mă, Da. dar tu ce-i primi, mă, de la Moș Nicolae, dacă Eu ești așa? primesc dulciuri de alea negre, faine, bă. Bă, la mine nici nu vine Moș Nicolae, adică despre ce vorbim? Eu primesc dulciuri, sunt singurul de aici care primește dulciuri, așa un gust mai amar și sunt așa prăfuite, dar sunt faine, rău. Mama zicea că scărbuni, dar eu i-am zis că sunt dulciuri. Eu ți-am spus de ce l-ai adus și pe Tony. Că Tony o să ni strici planul de a-l prinde pe Moș Nicolae. Bă, nu ne strică, mă, nimeni niciun plan, Eu mă, vă bat pe amândoi, bă, și-l prind eu pe Moș Nicolae și vă bat cu Moș Nicolae. Îl iau așa de picior și vă dau așa cu el. Taci, mă, bă, puțin. Atâta timp când suntem toți împreună aici, n-are ce să se întâmple rău, da? Ok? Am o întrebare. Voi de ce ați venit aici, că nu înțeleg? Eu zic mai întâi să te uiți și să nu mai stai dracului în foc, că-ți ia foc salopeta. Bă, stați, stați. Ați auzit și voi? Ce? Să auzit ceva în pădure. Eu m-am auzit. Ascunde-te, bă! Vine! Vine, Moș Nicolae! Închide ochii! Închide ochii! Bă, calmați-vă, bă, bă, calmați-vă, bă, bă! În cort, veniți în cort, în cort! În cort, în cort, în cort, în cort! Bă, băieți, Da. vă dați seama că noi suntem aici, în pădure, în mijlocul pădurii. Nu știu dacă mai știți, dar m-am dus fix în mijlocul pădurii. Noi stăm acum în cort și poate afară e un urs sau ceva și vine și ne mănâncă, bă. Trebuie să ieșim să vedem ce se întâmplă. Bă, trebuie să stăm în cort și să facem gălăgie dacă vine ursul. Că e frică de gălăgie. O să ne dărâm, bă, o să ne dărâm. Fă, bă, liniște, bă! Liniște! E afară, aici în față, că-l aud. Aici în față, a venit, a venit, a venit. Moș Nicolae, nu ieși, nu ieși. Moș Nicolae, Moș Nicolae, hai să ieșim, stai. Nu ieși. Hai să ieșim, hai să ieșim. Nu mai pot, trebuie să-l văd pe moșul. Trebuie să-l văd pe Moș Nicolae. Bă, nu Moș ieși, Nicolae. bă. Băieți, bă, trage afară. Bă, Tony, bă, ieși, bă, ieși, Nu, bă, la culcare, somn ușor, somn ușor. Bă, ți-ai pus cumva pernă în cap? Da, nu vă dau nimic, la revedere. Vino, bă, Tony, afară, bă! Ia nu vin afară, să stai tu afară! Eu aici stau, eu nu mă mișc, nu mă mișc, protestez! Tu ești prost, și ăla era și mai prost, și acum nu mai e! Dacă nu ieși afară... Te aud, te aud, a? Zi, ce? Îți fur toate ghetele și nu mai are moșul în ce să-ți aducă cadouri de Crăciun. Moșule! Ieși Ai, afară! banditule!
Bă, fă liniște, bă, ce chestie aia? E renul lui Moș Nicolae. Ce e? Renul lui Moș Nicolae. Bă, Moș Nicolae n-are ren, el ai Moș Crăciun. Bă, tocmai mă, de renul lui Moș Nicolae nu se știe cu ce urât sunt. Uite, are nas roșu, n-are cum să nu fie ren. Tu ești bolnav la cap. Domnule Ren? Bă, nu te apropia, stai departe! O să vă fur toate ghetuțele! Dă-mi ghetele înapoi! Bă, lasă-mă, mă, mă, descălța! Dă-mi ghetele înapoi! Ghetele! Dă-mi ghetuțele înapoi! Dă-mi ghetuțele! Uite, bă, ce ați făcut, bă, că ați făcut gălăgie și a venit monstruositatea acolo, bă, și stă jos acum și nu mai va... Renu! Bă, taci că nu-i niciun ren, tu n-ai văzut ce bine, bă, ia ghetele, ce ren vrea ghete, că renul are patru picioare, cum adică patru ghete? Și el să mănânce, bă, poate nu-i dă moși de ghete, vrea renul să mănânce ghete. Da, renii mănâncă ghete! Bă, nu mănâncă, mă, nicio gheată, mă, bă, cum coborâm noi acum și îl prindem pe Moș Nicolae dacă e acolo, bă, și... Nu ne lasă nici să coborâm. Păi îl lăsăm să fie acolo că pleacă, că vine și Moș Nicolae. Și ăsta ne mănâncă ghetele. Cum mănâncă și renii lui Moș Nicolae copacii. Că da, ies copaci de Crăciun și ghete de Moș Nicolae. Băi, explică-i mă că nu e ok. Ba, e foarte ok, Tony. E foarte ok să fie așa nebun. Voi n-ați văzut că era o bilă slinoasă? Adică chiar crezi că ăla e terenul lui Moș Nicolae? Așa arată. Tony, e fix ca oamenii aia din legende. Fiindcă așa sunt toate legendele, băieți. Vine bila aia slinoasă, îți fură ghetele. Și sunt oameni de ăștia ca Tony, care spun că aia sunt renii lui Moș Nicolae. Dar de fapt, Tony, ăla cel mai mare diavol din lume, îți fură ghetele. Și după ce îți fură ghetele, o să fac ritualul satanic de a-l aduce pe Moș Nicolae în lumea noastră. Unde sunt ghetele? Uitați că nu mai avem ghete în picioare. Bă, eu am ghete în picioare și aia s-a didaști. Bă, oricum n-am avut niciodată ghete. Păi stai sărac, uite-te la el, e sărăcii. Sărac, le pe pământ. Bă, eu nu am ghete în picioare, deci eu nu am ghete în picioare. Uitați-vă de ce a început să le fure deja, da? Bă. Tu n-ai niciodată ghete, bă. Hai să fim serioși. Tu nici măcar nu ți-ai pus ghetele că n-ai ghete, că nu poți să-ți cumperi ghete, că ești prea... Bă, dar nu mă interesează, mă. Și ce? Uite, nu am ghete, deci el are dreptate, bă. Începe ritualul satanic. Bă, n-are cum să înceapă ritualul satanic. Moș Nicolae e pur, e un bătrânel așa frumos, la vârsta a treia, frumos, cu albă, barba albă, tăiate, bângâie-te. Uite așa, probabil te pune la culcare dacă vede că nu dorme. Tony, așa sunt toate legendele. După ce se face ritualul satanic, o să iasă Moș Nicolae și o să vină și o să ne pună cadouri. Și noi atunci trebuie să-l prindem ca să-l omorâm pe moșul. Dar tu de unde știi legendele astea? Ia zi. Eu știu totul. Bă, gata, haide, uite-l. Tiki tiki taka taka, tiki tiki taka taka, v-am furat ghetele, tiki tiki taka taka, vine Moș Nicolae! Bă, ce pur ritualul, bă, cred că-și dă foc ca să iasă Moș Nicolae din cenușa lui, uite-te la el! Îl batem, zi, îl batem! Bă, nu cred că mai putem să-l batem acum! Cum să nu, bă, fii atent, mă arunc eu, ești gata? 3, 2, 1 și sărim! La 3 sărim, amândoi, da? Bă, nu sar, mă, după ăla, mă, duf, 3, 2, 1, go! Haide, haide, haide! Nu sar, mă, nu sar nicăieri! De ce nu sari, mă, la 3? Păi tu trebuie să sari, mă, nu, uite! Nu, că nu mă mai duc, nu mai stau, mă, cu prieteni, de stai mai bine! Nu mă duc să-l bap ăsta pe foc, decât să stau cu tine, tu să... acolo să stai! Să nu miști, să nu-ți miști picioarele alea! Vine un coace dacă vrei ghetuțele! Am venit să vă zic ceva la ureche! Sunteți gata? Tony, hai vine un coace! 3, 2, 1... Bă, s-a transformat în cenușă, bă, oare s-a terminat ritualul sau ce se întâmplă aici? Bă, l-am bătut, mamă, cu forța mea, că voi doi ăsta se ascundea în spate la copac, tu erai sus pe scări, erai așa, strămura tot, uite așa făceai, nu mai puteai, nici tu. Noroc de Tony, că reușit să-l distrugă dinainte de a termina ritualul satanic. Bă, băi, îmi amintesc când eram eu mai tânăr, ritualul satanic se termina în, oh, ghetuțe, ghetuțe, care sunteți voi drăguțe, adu Moș Crăciun pe Moș Nicolae aici. Asta era. Am zis ritualul! Bă, te-ai terminat ritualul? Bă, n-am vrut! Aaa, fiecare pe cont propriu! Băieți, descurcați-vă! Eu nu cred, bă, că se întâmplă de-astea, ești nebun. Eu cred că Moș Nicolae chiar e drăguț. Eu cred că asta a fost tot doar o coincidență. Bă, posibil, bă, că și așa ăsta e nebun, mă. Doar ce dracu, cine face ritual satanic să-l aducă pe Moș Nicolae până la urmă, nu? Exact! Ce de nebun să credem așa ceva? Uite, și oricum nu e. V-ați pregătit ghetuțele, copii? Cum te cheamă? Moș Nicolae, pune-mi ghetuța în față. Dacă n-ai pregătit ghetuțele, o să vă paște 10 ani de suferință groaznică și o să vă iau sufletele și o să fac din sufletele voastre ghetuțe. Trece aici în foc și dăm sufletul tău! Nu lasă-mă pace! Băieți, e nasol. Bă, e vina ta că e nasol, mă, că ai terminat ritualul. Bă, ce dai-mi ați venit să zici tot ritualul ăla, bă, acolo? Exact. Bă, trebuia, în primul rând, nu trebuia să mă lăsați să-l zic. De ce m-ați lăsat să-l termin? Trebuia să-mi puneți mâna la gură sau să mă luați de gât ceva, dar voi m-ați lăsat să termin ritualul și acum din vina voastră a ieșit băbăciunea aia din foc. Cine se aștepta să fi fost un ritual satanic? Pe bune! Nu l-ai văzut pe ăla în foc?
cum se învârtea și cânta și făcea un ritual satanic. Și tu spui că nu știai că ăla e un ritual satanic? Ai probleme, băi, băiatule, băi. Vina ta, avem un moș care să stea la intrare la noi la casă mereu. Tony, du-te și dai sufletul ca să scăpăm. Nu, du-te și tu și dai sufletul, că din vina ta e acolo. Bă, dar nu puteți să-i dați vreunul dintre voi ghetuțele ce le aveți în picioare să scăpăm de el? Da, și rămân descurs cu tine, băi, săracule, ies. Eu le-am pierdut pe ale mele. Bă, le ai picioare, le văd. Bă, da, dar fac parte din costum și nu pot să le dau jos. Tu te mă și dai mă tu alea, mă. Nu dau mă nimic, o să stă la noi, mă, ești nebun la cap. Stați un pic, dar cât e ceasul? E 11.49, 59, undeva pe acolo. Auleu, auleu, vreau să mă arunc de aici, vreau să mă arunc. Băi, să nu vă panicați, dar la ora 12 o să se transforme într-un monstru foarte urât dacă nu-i dă înghetuțele. Așa că, Tony, du-te rapid și dă înghetuțele până la ora 12. Du-te și dă înghetuțele tale, eu nu-i dau mai nicio înghetuță mea. Și câtă încredere să am în tine, care tu l-ai chemat, practic. Ți-am scuipat pe ghete. Da? Ți-a scuipat pe față. E, ce? A, din nou, coace, și du-te și dă-i sufletul tău. Da-ți apă, ce mă? Eu sunt Tony, dă-i sufletul ăsta, eu sunt Tony, dă-i lumoș, Nicolae, ca tu mai aduc cărbune, că tu crezi că alea sunt dulce. Bă, da, dă-i tu sufletul tău, bă, de papă. Băieți, 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 băieți! Ce ai acolo? Mânca mie cărbune, și unde? Bă, ce ai aia? Băieți! Unde sunt ghetuțele? Aaaa! Bă, e bugi, rugi, 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 bă, stai liniștit, mă, că nu poți să ajungă până aici, bă. Aaaa, ghetuțe, nu poți să ajungi până aici. Pariu? Pariu? Aaaa! Aruncă-te! Aruncă-te! Vină după mine! Bă, uitați, mă, ce am trebuit să facem, bă, să fugim de asta în pădure, mă, până aici, bă, din cauza voastră, bă, că stați și vă certați în continuu. Nu puteai, mă, să-i dai, mă, ghetele alea, sau tu să-i dai ghetele alea. Dar nu puteai tu să-i dai sufletul tău, că oricum nu-l folosești la nimic, bă, e creieraș. A, da, bă, să nu-i dai sufletul meu. Ghetele noastre sunt mult mai importante decât sufletul tău. Tu nu pune mâna pe lampadarul ăsta, ești exilat din a pune mâna pe acest lampadar frumos. Ești exilat din a gândi, în primul bă, rând. Bă, nu mai vă jucați cu lampadarul, că poate stricăm și singura noastră sursă de lumină. Și știi ce se întâmplă dacă... Nu te interesează, mă. Stați, băieți, că l-am luat. Și știi ce fac cu el? Să vă luați lumină din altă parte. Bă, tu cumva ai aruncat lampadarul? L-a aruncat prima oară Tony, da? Eu doar am continuat aruncare. Eu l-am aruncat așa în glumă, ai văzut că l-am aruncat până aici. Tu l-ai aruncat foarte tare, de ce vina ta? Stați cu minți, că dacă era pe lumină ne-ar fi văzut, da? Ne-ar fi văzut un Yugi. Tă mai ești cu minți și nu faceți gălăgie. Da, el nu vede mai bine pe întuneric. Bă, el vede mai bine pe întuneric. Bă, acum o să vină, că intră lumină în ochi și l-orbește, mă. De-aia nu venea, bă. De-aia am vrut să avem lampadar aici. Și acum spui, nu puteai spui și tu mai devreme? De ce l-ai aruncat? Dar tu l-ai aruncat primul. Da, eu l-am aruncat aici. Bă, măcar nu mai faceți gălăgie, bă. Nu vă mai certați. Tu nu mai face gălăgie, bă, că nu am curat ta se aude. Bă, mai bine tăceți amândoi, că chiar nu vreau să mor din cauza voastră, că nu știți voi să vă țineți gura aia nici o pârlă. Bă, tu să taci odată, că dacă nu taci, vin și te bați și îți dau cu pumnul ăsta în cap până nu mai vorbești. Ia, hai, Tori, ia, hai. Te dau și lui, hai, hai, dacă ești mai cred. Ia-ți mândi, dacă tot... Bă, vine, bă, vine, bă, uite, că vine, bă, bă! Bă, la trezi, bă, vine după noi! Haide, domnul Uchi Uchi, sunt aici ăștia doi! Cine face gălăgie? Aici era ța, ghetuțele! Fugi, Tony, fugi, fugi, te-am lăsat, te-am lăsat! Cum adică m-ai lăsat, bă, vine, bă, pace! Pa! Bă, Tony, bă! Ghetuțe! Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem tura viitoare, pupici cu sclipici, mua, mua, pa, pa!